Și eu știu cu câtă greutate, pentru că și eu de, nu pot să spun de câțiva ani, fără să mă laud, întreaga mea viață am făcut numai activități culturale, pentru că n-am găsit altă modalitate de a-mi ostoi setea aceasta de iubire față de oameni. Ea este o iubitoare. Este o iubitoare de oameni și am scris și pe internet astăzi, am dat răspuns unei membre a societății noastre, că cetatea aceasta a prieteniei nu poate fi întărită decât așa cum Mariana Moga face. Așa, prin această dăruire totală, prin care, vă spun sincer, este unică. Puțin, foarte puțini oameni din această țară, discutam și mai înainte cu dânsa, își lasă treburile lor și fac ceea ce ar trebui să facă cei care sunt plătiți să facă. Noi nu suntem plătiți să facem așa ceva, dar bagă mâna în buzunar, de ce să nu recunoaștem, este ajutată și de prieteni, câteodată, cred, nu mereu, dar sacrificiul pe care îl face Mariana Moga este unic. Pentru aceasta, noi, Societatea Culturală Apollon, acordăm în fiecare an 10 diplome Nichita Stănescu. Anul acesta, știind că vin la dumneavoastră, n-am acordat decât 8. 2 de acord acum. Este vorba despre Mariana Moga. Diploma Nichita Stănescu, 2021, omului de cultură Mariana Moga pentru păstrarea și promovarea valorilor culturale românești. La noi, și să țineți minte un lucru, și aș vrea să fie și la dumneavoastră, și sunt sigur că așa este, la noi cultura se manifestă ca boală profesională. Dați-mi voie să vă îmbrățișez. Nu am știut nimic, deci chiar sunt surpriză. Apollon, avându-l pe Nichita Stănescu ca patron spiritual, și gândindu-mă la Nichita, vă spun că mă bucur că sunt alături de dumneavoastră. Sunt cuvinte de lui, mă bucur că sunt. Decât că vă mulțumesc din suflet. Sunteți un om și am încercat să vă arăt și să vă demonstrez căruia am urmărit activitate și pe care mi-aș fi dorit să-l cunosc de multă vreme. M-am bucurat când Anastasica a spus o să vin anul acesta în tabără domnul George Cărin și zic, uite, în sfârșit apuc și eu să-l cunosc. Nu ne-am nimerit nici măcar la un eveniment cultural împreună. Dar vă mulțumesc din suflet pentru aprecierea, pentru că această diplomă, de fapt, este o apreciere și această diplomă, de fapt, nu este numai munca noastră. V-am explicat înainte de începerea acestei prezentări că multe proiecte le fac prin efort financiar comun și dumneavoastră știți ce înseamnă lucrul acesta, iar acest efort financiar comun înseamnă și munca celor pe care îi vedeți, de fapt, astăzi, aici, în această tabără. Ne-am dorit ca să scape viitor, să fim auziți și poate cine știe, cum am obținut anul acesta o sponsorizare mică, dar care ne-a ajutat foarte mult, poate cine știe pe viitor, va fi mult mai ușor pentru mine ca să pot lor, ca și autor, să le ofer mult mai multe. Mulțumesc din suflet! Eu vă urez succes! A doua diplomă, Nichita Stănescu 2021, este acordată scriitoarei Anastasica Popa pentru volumul de versuri Gânduri în mine. Ea se închină, știe că eu nu prea dau diplome cu grămadă și de asta. Aici ai câteva cărți. Nu vă mai cer să nu vă... Nu ne bucăm. Ajuns la durat. Și te chem înapoi, că te grăbești. Noi la Apollon am început să facem o restructurare a membrilor și ea nu și-a primit încă legitimația.
Și o acord aici, în cadrul festiv și insignia Societății. În final vă... În final eu vă urez succes fiecăruia în parte, să aveți satisfacții nebăluite, pe care încă nici, la care încă nici nu vă gândiți, dar să vă îmbrățișeze întotdeauna realizarea de plină. Cărți, cât, nu spun mai multe, cât mai puține și cât mai calitative, și să aduceți și dumneavoastră câte o cărămidă din aceasta simbolică, să ridicați prin aceste tabere adevărata cetate a prieteniei literare. Vă urez succes și vă mulțumesc că sunt alături de voi. Vă mulțumim din suflet și noi.